O să vorbesc despre marea jefuitoare, despre cea care, dacă este lăsată fără pază și fără să fie luată foarte bine în serios, ne jefuiește de toate bunătățile și de toată, de tot ceea ce putem obține prin practica spirituală. Și aici este vorba, evident, de minte. Mintea este cea care, dacă nu are o pază adecvată, se poate făli, se poate mândri, se poate considera ceea ce nu este și ne poate înșela mai mult decât ne poate înșela oricine pe lumea asta. Pentru că adevărul adevărat este că nu diavolul, nu îngerii căzuți, nu ființe sau profesori din aceștia înșelători sunt cei care ne duc în eroare, cei care ne ruinează sufletele, ne fac să alunecăm în greșeli și să trăim în iluzie. Propria noastră minte o face. Asta este un mare adevăr și marea majoritate a căutătorilor spirituali, imensa majoritate, pică la această păcăleală a minții. Mintea care se preface și în îngeri de lumină ca să te înșele, pentru a-și asigura confortul, supraviețuirea și toate acele deziderate pe care ea le dorește să existe în primul rând, da? Și apoi să fie puternică, să aibă faimă, să fie respectată, să primească atenție, să fie lăsată slobodă, liberă. Și la fel cum în cazul celor care vorbesc de diavol, se spunea că cea mai mare păcăleală a satanei este să îi convingă pe oameni de faptul că el nu există. Așa este și cazul oamenilor care se păcăliți de minte, spunând că realizează tot felul de practici prin care au transcens mintea. Ei de fapt n-au transcens nimic, doar trăiesc într-un soi de stare de confuzie mentală, în care își imaginează că au transcens ceva, însă în realitate ei sunt la un pas de nivel 0, chiar mai puțin decât 0. Nu există depășirea minții fără control al minții. Cei care își imaginează că ciocănind așa la poarta necunoscutului cu întrebarea cine sunt eu, de exemplu, o să dobândească transcenderea minții, nu pot decât să îi compătimesc și să le urez mult succes cu această practică. Dacă ei cred că o astfel de întrebare anemică pusă din când în când și care dă niște efecte, în sensul că mintea, ca să o să o lași în pace, să nu o mai chinui, îți oferă niște experiențe. Însă aceste experiențe nu sunt nici pe departe realizarea aceea despre care se vorbește în textele advaitiste, aceasta. Și spuneam că oamenii ăștia, din cauza că nu au niciun fel de metodă, nu acceptă o disciplină a minții, nu practică ceva consecvent, au impresia că această stare de confuzie mentală a lor este o stare de eliberare de condiționări, ei în momentul ăla nu mai sunt capabili de autoreflexivitate, de această capacitate de claritate care să le permită să vadă totul într-o stare de claritate până la urmă. Asta este marea problemă a celor care refuză să iau un maestru autentic, să urmeze un maestru, refuză să urmeze o metodă tradițională, își iau informațiile din cărți, refuză să meargă până la capăt, până la urmă. Nu, dacă zici că urmezi un sistem, du-te pe calea aceea, mai ales dacă nu ai obligații,
ținut din punct de vedere social sau afirm că nu ești. Adică n-ai muncă, n-ai familie, nu ești legat de lucruri, du-te și practică, dar du-te undeva unde să faci numai asta. Oamenii de genul ăsta le place să se împopoțoneze cu simboluri fie religioase, își pun robe de călugări, își arogă această realizare specifică liniei respective. Sau poartă tot felul de simboluri care să-i, cum purtau pionierii, insigne, vezi, eu sunt nu știu ce. Adică să știe lumea cine este el ca persoană. Da? Ăsta este scopul lor. Ego-ul se hrănește cu această etichetă spirituală de care are nevoie ca să supraviețuiască. Și are nevoie, în primul rând, ca să se valideze într-o lume în care toată lumea face de toate. Oamenii simt nevoia să se simtă speciali. Și atunci, când vezi un astfel de om că nu poate sta pe curul lui într-o discuție și simte nevoia să aibă o opinie și aia, așa, un pic înflorită, să știe lumea că el este spiritual și special. Atunci când îl vezi că nu este capabil să asimileze o informație nouă, spirituală, fără să o amestece cu ce mai avea el acolo vechi. Toate astea sunt dovezi ale faptului că genul acesta de oameni suferă de un soi de autoiluzionare pe care, din păcate, nu sunt capabili să și-o depășească. Sunt atât de autosuficienți, atât de, nu știu cum să spun, mulțumiți de realizările, în ghilimele, ale lor, încât pur și simplu nu pot să mai avanseze. Îi vezi și la un an, și la doi, și la cinci, și la zece ani diferență, ei sunt în același loc. N-au făcut niciun pas. N-au crescut nici în compasiune, n-au crescut nici în claritate, nici în concentrare, nici în forță spirituală, nici în detașare, nici în starea aceea de unitate, de unicitate. Ei sunt la fel de fluctuanți, la fel de autopăcălici, poate un pic mai bătrâni, că timpul nu iartă pe nimeni, și cu asta basta. Și atunci îți pui problema, cum ar putea un astfel de om să-și depășească, să iasă din această stare de autosuficiență, de autopăcălire, când el este perfect impermeabil la orice aspect spiritual care ar putea să scoată din nebunia lui, că până la urmă acolo e o nebunie. Un om care e paralel cu realitatea e un om nebun. Asta, adică paralel cu realitatea inclusiv din punct de vedere spiritual, că dacă tu nu ești nici așa, nici așa, înseamnă că nu ai niciun fel de elemente de autenticitate în tine. Și este foarte trist, pentru că genul ăsta de oameni pierd timpul. Pierd timpul păcălindu-se în primul rând pe ei înșiși și apoi pe ceilalți, că fac ceva cu viața lor. În realitate, nu fac altceva decât să piardă timp. Eu am considerat întotdeauna că trebuie ca atunci când pornești pe o cale să ai foarte clare niște repere. Trebuie ca întotdeauna să mergi cu cineva împreună pe acel drum, să ai un prieten spiritual cu care eventual se tragă de mână, că dacă ai luat-o razna. Trebuie să ai un învățător calificat care să-ți facă această promisiune solemnă care există doar între maestru și discipol, că el ca ființă realizată te va duce până la capătul drumului. Câți mai ești de genul ăsta mai sunt? Majoritatea îți vând o lecție, un curs de un weekend. N-ai un contact cu ei, nu știi cine este el ca om, ca persoană în viața lui particulară. Nu poți să-l contactezi oricând și oriunde. Adică sunt persoane foarte private. Ideea de relație maestru-discipol care au o legătură de suflet, de inimă, este o chestiune foarte rară. De ce? Pentru că chiar dacă în istoria umanității au existat multe ființe spirituale extraordinare care au avut realizarea aceasta ultimă, în realitate nu toate s-au arătat dispuse sau
nu toate și-au asumat, nu știu de ce, această menire de învățători, de a-i conduce și pe alții pe drumul acesta al iluminării. De exemplu, chiar vorbeam că Ramakrishna, Ramana Maharishi, doi mari titani ai Indiei, și chiar și Sri Aurobindo, au avut foarte mulți elevi, deci nu mulți, foarte mulți elevi realizați, care au fost conduși de ei până la capătul drumului. Însă doar 2-3 din acei elevi s-au arătat dispuși să ducă mai departe. La rândul lor să accepte discipoli, să-și ia șuturi în cur pentru ei, să tragă alături de ei și să-i ducă până în pragul realizării. De ce? Nu știu. Nu pot să-i bănuiesc de obtuzitate sau de lipsă de empatie sau pur și simplu nu și-au asumat. Asta. Și de asta un maestru care să te accepte așa cum ești, să te ia de la nivelul la care ești, fără niciun fel de pretenții de la tine, fără să aibă interese meschine, materiale, sexuale, mai știu eu de care, și să-și asume, să te ajute, să te eliberezi, asta este o mare, e cea mai înaltă formă de compasiune. Un om care să-și asume așa ceva. Și în loc ca oamenii să caute un astfel de maestru, le este suficient dacă merg undeva unde aud un sfat care li se pare lor că se potrivește cu ce gândesc ei, și după aia mintea lor, el zice că el e discipolul lui Cutărică, ăla săracul nici nu știe că Cutărică se consideră discipolul lui. Cum îmi scria mie unul pe Facebook, că m-am și speriat, sau aici pe YouTube, că de azi înainte vă consider maestru. Tu te văd aici, prietene, eu nu mi-asum nimic față de nimeni, doar față de familia mea. Eu nu sunt realizat, eu n-am capacitatea să conduc pe cineva la iluminare. Departe de mine gândul ăsta. Ah, da, când o fi și eu la rândul meu să ating un anumit nivel și să am această capacitate, da, evident, atunci o să spun cine vrea să vină. Dar momentan eu nu am acea capacitate, nu am posibilitatea. Pot să vorbesc, să îmi dau și eu cu părerea, cum să zice. Pot să arăt cu degetul în direcția potrivită. Pentru că văd atâta bulibășeală și atâta brambureală încât e nevoie ca cineva să mai arate și cu degetul. Să zică, uite bă, ăla e un maestru autentic din punctul meu de vedere. Bă, ăla ar merita să-l urmați. Da? Cum am spus, de Gangten Tulku Rinpoche, cum am zis de Khendru Rinpoche, cum a fost Choden Rinpoche, care din păcate a murit. Mai ești autentici sau... Da, mai sunt, mai este sunt maeștri, dar am spus, majoritatea au o viață foarte privată și nu poți să creezi o legătură karmică la modul să spui că se creează acolo. În fine, vă urez o zi minunată, un weekend plăcut.